Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Teofan, arhiepiscopului Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru preasfințitul Calinic Botoșăneanu, episcopii care la arhiepiscopie Iașilor, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și cu puterea și lucrarea preasfântului Duh biserica aceasta și altarul cel propus între însa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necasul, mânia, primejdia și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și cum vrea fecioară, Maria, Domnule de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Cuvine toată slava, cinste și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Într-o naștere feciorii ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Și tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, bunurile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta pe chinuitori i-au învins. Zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăznit, pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, purtător de chinuri ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângiurile voastre și sfintele locașurile care au primit sufletele voastre. Când privește pe vrăjmaș a zmiruit și pe Hristos cu îndrăzneală a propovăduit, pe acela rugați-L să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceata dumnezeiască a mucenicilor, temelia bisericii, săvârșirea Evangheliei, voi cu fapta ați împlinit cuvintele Mântuitorului, că prin voi s-au închis porțile adului, cele deschise asupra bisericii. Vărsarea sângelui vostru au uscat jertfelei dorești. Junghiera voastră a rădit plinirea credincioșilor. Pe cei fără de trupuri ați uimit înaintea lui Dumnezeu ca purtător ghidim în stat, către care rugați-vă necetat pentru sufletele noastre. Înțelepciune. Din a treia carte a împăraților citire. Aminte.
Stătuta Solomon înaintea feței jertfelnicului Domnului în preajma toată adunarea lui Israel și și-a întins mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu precum Tu în cer sus și pe pământ jos. De vreme ce cerul și cerul cerului nu sunt destul ție, în ce chip casa aceasta, ce o am zidit în numele Tău? Deci caute spre rugăciunea mea, Doamne Dumnezeul lui Israel, ca să auzi cererea și rugăciunea cu care se roagă robul Tău înaintea Ta către Tine astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși spre casa aceasta ziua și noaptea, spre locul acesta în care ai zis că va fi numele Tău acolo, ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul Tău în locul acesta ziua și noaptea. Și ascultă rugăciunea robului Tău și a poporului Tău binecredincios. Oricât de vor cere în locul acesta, Tu să auzi în locul locuinței Tale în cer și să faci și milostiv să le fii lor. Înțelepciune. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul, fiva din ziua 8-a și mai înainte face vor preoții pe altar arderile cele întregi ale voastre și cele ce sunt de mântuirea voastră și vă voi primi. Și m-a întors pe mine la calea ușii sfintelor cea mai din afară, care caută spre răsărituri și aceasta era încuiată. Și a zis Domnul către mine, ușa aceasta încuiată va fi și nu se va deschide și nimeni nu va trece prin trânsa. Că Domnul Dumnezeul lui Israel va trece prin trânsa și va fi încuiată. Că povățuitorul acesta va ședea în trânsa să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea ușii pridvorului va intra și pe calea lui va ieși. Și m-a adus pe mine pe calea ușii sfintelor, cea dinspre miază noapte, în preajma casei, și am văzut și iată era plină de slavă casa Domnului. Doamne, binecuvintează! Sfânta Evanghelie cea de la Sfântul Evanghelist Luca citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus a ascultat cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i doar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, de cându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sop. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata țării, încă ne rugăm pentru toți, titorii, donatorii și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Sfântul și viitor de oameni Dumnezeu ești și se slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se termină.
rămăsește biserica aceasta cu hramul la adormirea Maicii Domnului și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, prin stropirea cu aghiasmă și plângerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului, amin. Și, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel acepat de pași de întâlnești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile nevrednicilor robei tăi și nevrednicește pe noi în acest ceas de acum, să săvârșim fără de osândă sfințirea interioară a bisericii ce s-a zidit spre lauda slavei tale și spre a noastră mântuire, pentru evlavioasa pomenire a praznicului adormirii Maicii tale și a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Și să facem întrânsa spălarea, miruirea și pecetluirea Sfintei Mese. Că Tu ești cel la ce binecuvintești și sfințești toate și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu urmea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Cel ce ai pus în cerul cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă împreună cu intrarea noastră să fie intrarea Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună măresc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre, voi porți ale veșniciei, înălțați-vă pragurile ca să intre împăratul slavei. Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre, voi porți ale veșniciei, înălțați-vă pragurile ca să intre împăratul slavei. Veșnicul, tarele și puternicul, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre, voi porți ale veșniciei, înălțați-vă pragurile ca să intre împăratul slavei. Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne. Într-o casă lui slavei tale, Doamne, întărește-l pe el în veacul veacului și primește rugăciunile noastre care se aduc ție întrânsuri pentru răscătoarea de Dumnezeu cel acest viața tuturor și învierea. Acela ce pe piatra credinței ai zidit biserica ta, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta îndreptează rugăciunile noastre și primește pe poporul care strigă cu credință către tine. Mântuiește pe noi Dumnezeul nostru. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu cerului și al pământului, care le sunt pe biserica ta cu înțelepciunea cele greite, ai întemeiat și în locul chipului slujirii cele îngerești din cer, ai întocmit rânduiala slujbei preoțești pe pământ. Tu, Stăpâne, cel ce dăruiești lucruri mari, primește-ne și acum pe noi cei ce ne rugăm ție. Pentru că doar am fi vrednici acele și ca să se arate mulțimea bunătății tale. Ce n-ai încetat a face neamul omenesc în multe chipuri,
și drept vârf al facerilor tale divine n-ai dăruit venirea în trupa unei născut fiului tău, care le arătându-se pe pământ și luminând celor dintr-un întuneric lumina mântuirii, s-a dus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățirea toată lumea, făcându-ne pe noi părtași învierii sale. Iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe învățăcei și apostolii săi, precum făgăduise cu puterea din înălțime, care este Duhul Sfânt, cel închinat și atotputernic, care este din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care făcându-se ei puternici în lucru și în cuvânt, botezul nașterii de fii au rânduit biserici, au ridicat, jertfelnic au așezat, pus au preoțimii canoane și legi, al căror așezământ și noi păcătoși și ținându-l, cădem la tine Dumnezeu cel veșnic și ne rugăm milostive, biserica aceasta ce s-a zidit spre a ta laudă, umple-o de dumnezeiască slava ta și altarul din trânsa arată să fie sfânt a sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea lui, ca înaintea scaunului celui înfricoșat, al împărăției tale, fără o sândă să slujim ție rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul tău înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății tale aducând spre iertarea păcatelor, spre chivernisirea vieții, spre îndreptarea bunei petreceri și spre plinirea toată dreptatea, că s-a binecuvântat prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. Citesc. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte și slava lui e, nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Mare cuviința slavei sfințirii tale vor grăi și minunile tale vor istorisi și puterea celor înfricoșatele tale vor cânta și slava ta vor povesti. Omenirea mulțimii bunătăților tale vor vesti și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, de nu răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul tuturor și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Mărturisească-se ție, Doamne, toate lucrurile tale și cuvioșii tăi să te binecuvinteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi, ca să facă fii oamenilor cunoscută puterea ta și slava mare cuvință împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor și stăpânirea ta este în tot neamul și neamul. Credincios este Domnul întru toate cuvintele sale și cuvios întru toate lucrurile sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreptează pe toți cei surpați. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc și tu le dai lor rană la bună vreme. Deschizi tu mâna ta și saturi pe tot cel viu de bună cuviință. Drept este Domnul întru toate lucrurile sale. Aproape este Domnul de toți cei ce-l cheamă pe El într-un adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe dânsii. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Domnului să ne rugăm. Domne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care de această slavă ai dăruit sfinților mucenicilor ce au pătimit pentru Tine, ca să se seamene în tot pământul moaștelelor într-o sfintele Tale în case și rodul de tămăduire să răsare. Însuți Stăpâne, Celui ce ești dădătura toate bunătățile pentru rugăciunile sfinților, ale căror moaște bine ai voit a se așeza, într-o cinstită casa aceasta învrednicește-ne pe noi, fără o sândă să se aducem ție întrânsa jertfa cea fără de sânge, și ne dăruiește nouă toate cererile cele spre mântuire. Dă răsplătire și celor din trânsa, care au pătimit pentru sfânt numele Tău, ca să se facă minuni prin trâns și spre a noastră mântuire. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestuia. Amin. Sfinților mucenici,
Și acum primește darul prea Sfântului Tău Duh peste jefernicul Tău și ne binecuvintează pe noi și apa aceasta spre sfințirea și desăvârșirea jefernicului Tău. Că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Cât de iubite sunt lăcașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat că ești casă și tuturea cui de ești, unde își va pune puisei, al tale, tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeu meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la mine, Doamne, fiișul în inima s-a apus, învarea plângerii în locul care i-a pus. Dar cel ce pune lege în locul vorbim, lasă-vă Dumnezeu, Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea neascultă, Dumnezeul lui Iahve. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeul și caută-ți pe fața Sfântului Tău. Pune-ți pe ochii de tare decât mine. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai bărturi decât a locuit în locașul meu păcătoși. Mila așa de vor iubește Domnul. Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va visi de bunătăți pe cel ce umblă în nerăutate. Doamne, puterilor, fericit este unul cel ce ne dăduiește. Să se mântuie.
fața ta, de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zdește pentru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește pentru cele de lăuntru ale mele. Nu mă repăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și Duh săpritor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege căile tale și cei credincioși la tine să vă rătoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile Domnului vei binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul lui Vinic, inima sfântă și smerită, Dumnezeu nu vă urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bună voie a ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile, atunci vor pe altarul tău viței. O zi frumoasă, o zi binecuvântată de Dumnezeu, sigur cu această reținere în inimile și în credința noastră că seceta aduce vântuială roadelor pământului și pentru care astăzi, în timpul Sfintei și Dumnezeiești Liturghii, îl vor ruga pe Bunul Dumnezeu să se milostivească asupra noastră. Rugămintea Preasfințitului Părinte Episcop Calinic Botoșeneanu și a noastră, a slujitorilor, este aceea ca, dacă ați venit astăzi la această sfințire de biserică, să luați binecuvântarea lui Dumnezeu, să primiți har, putere, lumină de la Dumnezeu, tămăduire sufletelor și trupurilor. Nu putem să luăm și să primim darul acesta dacă nu suntem cu luarea minte, cu evlavie, cu credință. Sfințirea bisericii s-a săvârșit. Acum începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Cei care vin la o sfințire de biserică, dacă nu participă cu sufletul și cu evlavie și cu credință la Sfânta Liturghie, nu iau nici cununa Sfințirei de Biserică. Aceasta este cununa pe care o luați astăzi. Sfânta și Dumnezeiască Liturghie care se săvârșește la sfințirea acestei Sfinte Biserici. Vă rugăm, altarul Bisericii rămâne deschis pentru închinare până la prima Sfântă Liturghie. Este timp, mâine, poi mâine și chiar când Părintele va hotărâ să săvârșească Sfânta Liturghie, să intre toți credincioșii și credincioasele să se închine în altar. Lăsați mai întâi pe cei care sunt veniți mai de departe, cei din sat. Aveți timp și după amiază, aveți timp și mâine să vă închinați în Sfântul Altar al Bisericii ca să luați pace și binecuvântare și dar de la Dumnezeu. Cu luare aminte vom începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă rugăm ca să luăm har și lumină de la Dumnezeu. Poruncește! Porunciți preasfințite stăpâne spre robului Dumnezeule un ard care vi se aduce înainte, spre a fi hirotesit citând. Se tunde robului Dumnezeule un ard într-o citesc. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, Atotitorule, alege pe robul tău Leonard și îl sfințește pe el și dă lui să învețe să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeiește de tale cuvinte, păzindu-l pe dânsul în viață curată, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat, prea sfântul și bun și de viață, Făcătorul Tău, bun și bun și de veci. Înțărăciune! Din faptele Sfinților Apostoli citire, să luăm aminte. În zilele acelea, regele Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să salute pe Festus. Și rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel, zicând, este aici un bărbat pe care Felix l-a lăsat închis, în privința căruia, când am fost la Ierusalim, s-au înfățișat arhierei și bătrânii iudeilor, cerând osândirea lui. Pace ție, cititorule! Sfântă
poruncește. Porunci preasfințite stăpâne spre robului Dumnezeu, citezul Leonard, care vi se aduce înainte spre a fi hirotesit ipodiacului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce primul și același Duh Sfânt, ai împărțit fiecăruia din cei aleși darurile, cel ce ai dăruit bisericii tale cete de multe feluri și drepte de slujbe așezate în ea spre a sluji sfintelor și prea curatelor tale tale. Cel ce cu a ta negrăită mai înainte știință ai rânduit pe robul tău, Leonard, a fi vrednic să slujească sfintei tale biserici. Însuți, Doamne, păzește pe dânsul într-o toate neosândit. Dă-i lui să iubească bunăcuvința casei tale, să șadă înaintea ușilor lăcașului celui sfânt, să aprindă lumină în cortul slavei tale. Zădește-l pe dânsul în biserica ta cea sfântă ca pe un măslin plin de roadă, aducând roade de dreptate și-l arată desăvârșit robul tău. Pentru ca să se împărtășească la a doua venire a ta de răsplata celor ce bine ți-au făcut. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vremei s-a slujit Domnului, binecuvântat, preasfințit este. Binecuvântat e Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, rugați-vă pentru noi, preasfințite stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun. Omiliți-ne pe noi, preasfințite. Vă Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Noastre Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta, pentru cei cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Sfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru preasfințitul Calinic, Botoșeneanu, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru poporul mânde, pentru tine, pentru conducătorii țării, pentru noi, mari orașelor și satelor și pentru armata țării noastre, Domnului, să ne rugăm. Domnule, pentru sătul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului, să ne rugăm. Pentru muratul mirabil Duhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vânul pașnice, Domnului, să ne rugăm. Prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Domnului, să ne rugăm. Primești de ea și nevoia, apoi mântuiește, miluiește și
ce ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții Său pomenit. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenind Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Dumnezeu, nostru, mântuiește poporul Tău, binecuvântează-mă și venirea Ta, binirea bisericii Tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc rugăciunea casei Tale. Tu pe acei ce preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și ne lăsa pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenind Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, bun și viitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericit cei sărați cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericit cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericit cei
Apărătoare, Doamne,
că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei săvârșește pe ea. Sfinte, Tare! Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Este Dumnezeu în locașul său.
Dumnezeul părinților noștri, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu. Înțelepciune! Din epistola 10 prin Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului, căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum a fost cunoscut și eu, și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare decât de acestea este dragostea. Căutați dragostea, râvniți însă cele duhovnicești, dar mai ales casele prorocii. Pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și nimeni nu-l înțelege, fiindcă el în Duh grăiește taine. Cel ce porucește vorbește oamenilor spre zidire, îndemn și mângâiere. Cel ce grăiește într-o limbă străină pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește zidește biserica. Fraților, avem feluriște daruri după harul ce ni s-a dat. Dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie de la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună. Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine. În iubire plăcească unii pe alții, iubiți-vă. În cinste unii pe alții, dați-vă întâietate. La sârguință nu precetați, cu Duhul fiți fervinți, Domnului să-i slujiți. Bucurați-vă nădejde, în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străin urmă. Binecuvântați și nu-i blestemați. Pace ție, cititorule. Al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, duc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte.
totul binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Pentru rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinire Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru, Părinte. Cele drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Lui Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Iată că i-a adus pe un slăbănuc care zicea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănugului: îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Că ce se mai lesnea zice, să se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți sfatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor. În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată pătura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac. Și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor. Iar ei l-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit. Și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele, și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam în numele Tău. Pe cei care mi-ai dat, i-am păzit și niciunul din ei n-a pierit decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le crezi că sunt în lume,
pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în el. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, Mântuitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru preasfințitul Calinic, Bătoșăneară, nefiscovicară la Arhiepiscopie Iașilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește! Doamne, mirește, Doamne, mirește! Pentru binecredințosul poporul mândre pretutinde, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru armata țării noastre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, miluiește! Pentru frații noștri preoțele, monachele, diacon, diacon, monași și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, mirește, Doamne, ne rugăm pentru fericiți și la pururea pomeniții, Sfântul Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri drept mărit. Tihnesc aici și pretutinde. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitor, slujitor, închinător și binefăcător ai Sfântul locașului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, binefăcătorii și minuitorii catedralei mântuirii neamului, pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osteresc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește, Doamne, ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și pentru tot ce înțință biserica aceasta, pentru cei ce se osteresc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte așteptând de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostive și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, rugăm pe toți tuturor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a prea fericiților, ctitura Sfântului locașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest prăjer felnic și a celor care sunt mormântați în cimitirul acestei binecuvântate parohii, cu tot neamărilor cel adormit și pentru casări să ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, Duhul lor și-a tot trupul care ai căzat moarte și pe deavol ai scăpat și ai dăruit viață în lumii tale, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ale frămoșilor, ale moșilor, ale părinților, ale fraților, ale surorilor, ale fiilor și fiicelor, ale fraților noștri adormiți. Ești preot, diacon, diacon, monași, monași,
alecțitorilor, donatorilor și binefăcătorilor, sfintelor noastre așezăminte, biserici și mănăstiri, ale ostașilor români căzut pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe sfinte, generali, ofițeri, suboficeri și militari în termen, ale eroilor căzut în lupta pentru libertate, demnitate și unitatea neamului românesc, ale tuturor celor care au fost pomeniți acest sfânt jertfene, care se pomenesc, care se vor pomeni, și pe toți cei pe care-i pomeniți în sufletele și bugetele voastre adormiți cu Domnul, ale tuturor celor cărora astăzi li se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit, și ale tuturor celor care sunt înmormântați în toate cimitirile de pe cuprinsul acestui pământ românesc, creștin ortodox, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinare, și orice greșeală o săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i pe dânsii. Că nu este om care să fie bine și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Și odihna adormiților lor Tăi Hristoase, Dumnezeul nostru, ce s-au pomenit, fie mărirea ta împreună și celui fără de început al tot, preasfințului și bunului de viață, făcătorului tot dus, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, pomeniți cu tot neamurilor lor cel adormit, și lefelor veșnică pomenire. Cei chemați Domnului, Domnul miluiește, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, să învețe pe dânsii cuvântul adevărului, vești care să ne dăruiește pe dânsii, pe dânsii cu sfânta sa să vânicească și apostolească biserică. De baia noastră, cele de-a doua de iertare păcatelor și de vești pentru nesicăciunii. Punește pe dânsi cu zilea noastră și apostolească biserică și numără pe dânsi cu turma ta și aleasă. Slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunteți chemați și cei chemați și sunteți chemați și ca nimeni din cei chemați nu rămână. Suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Că-ți este cuvântul toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
dragoste și într-o nebunăvătire. Ca stăpânirea ta, totdeauna fi în păziție, slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ta sluji este lucru mare și împlicoșător. Spre mine păcătosul și necremnicul. Păcătosul și netrebnicul robul tău. Tu ești cel ce te aduce, cel ce primești să te împart. Ți-i cântare aducem toată grija cea lumească acum. Să le vădă.
Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cum și pururea și în vecii vecinor. Amin. Prin asta, Sfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe tot poporul român, pe conducătorii lui, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata țării noastre, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe toți părinți împreună slujitori, împreună cu toți ai casei lor, pe toți membrii Consiliului și Comitetului Parohial, pe toți ctitorii, donatorii, binefăcătorii și închinătorii acestui sfânt așezământ, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe toți profesorii neamului românesc, pe toți studenții și elevii și pe tot tineretul ortodox, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Frații noștri arhierei, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monași, monahii și pe tot cinul călugărești și preoțesc, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să-O pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodimus, Dinian, Justin și Teofis, și pe toți arhierei ortodoxi adormiți într-un Domnul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe ctitorii sfințelor noastre așezăminte și pe alți ctitori miluitori și binefăcători adormiți într-un Domnul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Căzut pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe sfinte, eroii căzuți în lupta pentru libertate, demnitate și unitate neamului românesc, și pe toți cei morți în închisori și în lagăre mărturisitori ai sfintei noastre ortodoxii, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce am adus sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.